16 a primarului Comunei Mărcine, următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat cu Comuna Nicolae Bălcescu și Fundația Iana, precum și încheierea unui acord de colaborare cu școlile de pe raza administrativ teritorial a celor două OAT-uri, în vederea implementării proiectului parteneriat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiției, amenajare drumuri de exploatație agricolă în Comuna Mărgine, județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Din nefericire, dacă cu acordul dumneavoastră, trebuie să suplimentăm ordinea de zi a acestei ședințe cu încă un proiect de hotărâre privind modificarea domeniului public al Comunei Mărgineni, deoarece în urma măsurătorilor la acest proiect de amenajare a drumurilor de exploatație agricolă au rezultat diferențe dintre suprafețele de drumuri aflate în proprietatea Comunei Mărgineni, drumurile aprobate din 1999, și suprafața reală acum. Deci vor trebui modificate aceste suprafețe de teren. Și de asemenea a ajuns și raportul de evaluare pentru acel teren pe care v-am spus că se dorește a fi închiriat lângă târgul comunal. Și la fel, dacă doriți, putem suplimenta și cu acest proiect de hotărâre ordine de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Nu vă văd. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Da, mulțumim. Începem cu punctul 1. Știți că în ședința de luna trecută am aprobat acordul de colaborare cu Fundația Iana în vederea continuării serviciilor sociale la Centrul Social pentru Copii din satul Luncani. Pe proiectul anterior, care s-a derulat pe parcurs la un an și jumătate, beneficiarii acestor servicii au fost cei 25 de copii și 50 de părinți, mai puțin, vreo 40 de părinți, că nu toți copiii au ambipărinți. Li se acordă copiilor masă în acest centru social, precum și sprijin în vederea efectuării de teme, activități extracurriculare, sunt ajutați în ceea ce privește problemele de sănătate pe care le au, pentru că mulți dintre ei au mari probleme de sănătate. Acum, până pe data de 15, prin Program Operațional Capital Uman, putem depune un nou proiect și am stabilit și cu acordul dumneavoastră să continuăm același parteneriat cu Comuna Nicolae Bălcescu și cu Fundația Iana, deoarece Fundația Iana este, își are sediul Comuna Nicolae Bălcescu, pentru un proiect de această dată de aproximativ 2 milioane de euro. Beneficiari vor fi încă 40 de copii, pe lângă cei 25 pe care îi avem deja, la fel cu masă și cu ajutor în ceea ce privește temele pe care le-au de făcut, activitățile extracurriculare și problemele de sănătate. Dacă aveți întrebări pentru punctul acesta? De asemenea, pe lângă problemele sociale pe care vrem să le dezvoltăm la acest centru social, va trebui să încheiem și un acord de colaborare cu școlile de pe raza noastră, respectiv noi avem o singură școală cu personalitate juridică, școala Alexandru Chiru, deoarece în acest program vor fi implicate și cadrele didactice, aceștia putând să urmeze cursuri de perfecționare și să se implice în activitatea copiilor de la centru social. Aveți întrebări? Domnul Cândea. Fondurile pentru asigurarea acestui proiect, de unde provin? Program Operațional Capital Uman, tot cu 2014-2020, fonduri europene. Și proiectul anterior a fost derulat pe fonduri europene. Mai sunt întrebări? Acum sperăm să obținem finanțare. Noi îl depunem. Mai sunt întrebări? Contribuția comunei noastre la acest proiect este de 2% din totalul cheltuielilor eligibile pe o perioadă de 3 ani. Cum a fost fundamentat bugetul, noi ca și comună vom beneficia aproximativ de 300.000 de euro pentru sprijinul acestor copii, urmând ca noi în 3 ani de zile să suportăm cu finanțare de 2%. Deci ar veni undeva de 6.000 de euro în 3 ani de zile. Deci cofinanțarea este foarte mică și cred că ajutorul pe care îl dăm este mare. Nu știu câți dintre dumneavoastră au văzut ce e la centru social, dar lucrurile se desfășoară bine. Dacă nu mai sunt întrebări, punem la vot. Cine este pentru? Potrivă? Abține? Mulțumim. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului de amenajare drumurilor de exploatație agricolă în Comuna Mărgine, județul Bacău. Tot pe
pe fondurile de această dată al AFIR-ului, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor în Mediul Rural, intenționăm a depune un proiect pentru modernizarea drumurilor de exploatație agricolă din comuna Mărcineni. Aceste drumuri ar fi reabilitate, unele dintre ele asfaltate, unele dintre ele balastate, dar la fel cu lucrări de balastare. Vor deservi o suprafață de 658,51 de hectare și, de asemenea, vor facilita accesul către agenți economici agricoli, cum ar fi Agricola Internațional, SC Agricompress, IE Popa Mihai Ionuț, SC Vedas, SC Mobitel, ProServ și SC Agrian. Și, de asemenea, mai sunt și câțiva agenți non-agricoli, aici în un câmp, SC Gamma Plus, SC Unita Peprot, SC Village Trans și Unitatea Militară și Crab Bacău. Dar mai multe detalii vi le poate da domnul Ioș Ionuț. În primul rând, bună ziua! În primul rând, prin acest proiect se finanțează strict drumurile aflate în extravilan. Scuze asta, că s-a pus parte. În al doilea rând, un criteriu, de fapt cel mai important criteriu, este ca prin această modernizare a unor rute, diverse rute de fapt, trebuie să facem rute ocoletare la drumurile de importanță națională sau județeană. Practic, de aici am plecat. De fapt, problema noastră a fost că avem o parte din aceste scenarii, numai că trebuie să adunăm minim 750 de hectare pe blocuri fizice, nu întreagă suprafață, mă refer la plan. Dacă luăm strict lanul mare, da, vrem să plecăm de la Diana, străbatem tot lanul mare, ajungem în Țelină, coborâm de la domnul Morții, unde are ferma, așa, și ajungem la casa de apă și prin strada trecătoarea, îmi scap acum pe municipiul Bacău, ajungem exact în zona Selgros. Da? Zona, uitați cât este de mare, dar nu poate fi încadrată în proiect tot. De ce? Pentru că blocurile fizice sunt cele delimitate de drumuri adiacente, da? Deci dacă vedeți la intersecția asta, aici mai este un drum. Deci eu pot să iau doar drumul ăsta, blocul fizic ăsta și cu ăsta. Mai încolo este altă intersecție, nu pot să mai folosesc blocul fizic următor. Bun, asta ca o explicație tehnică. Apoi trebuiau minim doi agenți neagricoli pe aceste rute și minim 3 neagricoli. Tot așa, neagricolii, nu vi-am punctat aici pentru că încărcam harta prea tare. La fel, va trebui un proiect, fiecare agent care are ca cod Cayenne activ creșterea și cultivarea plantelor la 1100 nu știu cât, așa, trebuie punctați exact pe ce parcele, pe ce blocuri fizice, ca să poată să fie foarte ușor identificată la vizita în teren. Bun, deci v-am arătat o rută. A doua rută și cea mai importantă care ne ajută cu proiectul este de la calea ferată, cum se intră în șes, traversăm, ajungem jos la Vinalcol și ajungem dintr-un drum județean, deci 119B, așa, până într-un drum național, DN15, care este la Ghereiești, dacă Calea Moldova, DN15. Așa, aici se află marea majoritate a acestor agenți economici. Așa, ca date tehnice aproximative, în 3 km ruta asta, scutim 11 km de drum județean, drum național, ajungem și în DN2G plus DN15, da? Astea sunt pentru asfaltare sau pentru balastare? Deci ăsta se modernizează. Este și ok din punct de vedere tehnic. Celelalte, o să vi le arăt și celelalte, se vor balasta, dar nu doar balastare, ci reprofilare, cu toate caracteristicile unui drum în afară de asfalt, că nu putem să ne încadrăm cu bănuții. Plus șanțuri periate, plus subtraversări, plus absolut tot ce ține de un drum în afară de asfalt. Deci asta mai este unul. Mai facem la Luncani
Noi urcăm, intrăm de pe strada Salcâmilor, intrăm pe dealul Vascana, așa frumos, ne întoarcem pe strada, pe Chicerea, care sunteți din zonă, știți mai bine. Da, practic se merge pe la marginea pădurii, pe, se ajunge aproape de fântână acolo sus și se coboară în partea asta la altă. La fel, aici avem foarte mari probleme cu preluarea apelor. Aici sunt foarte multe podețe care va trebui să vedem. Ai prins și mănăstirea la Maravidului, nu? Mănăstirea deja este pe intravila. Poduri sunt. Bun. Mai alte drumușoare, nu știu cum să spun, mai sunt drumulețe care ne-au permis să intre în proiect. De la strada Lalelelor de aici sus, ajutați un pic de aici, strada Lalelelor sus, doar pe parte de, vedeți, de extravilan până la rezervorul de apă, deci se închide dintr-un județean, iar o altă rută ocolitoare, și ar mai fi unul, ar mai fi o bucățică mică, ne-a rămas, am zis să-l folosim, aici în Scoicină, la mijlocul drumului, este o porțiune pe extravilan. Și tot la fel. Și pe partea din sus, de dealul Barațului? Dealul Barațului am încercat, din păcate, la ultima delimitare a hotarelor făcută de OCPI, drumul respectiv este la vecine de la Măgura. Noi aia am vrut să o facem pentru că era cel mai ok, se ajungea în drumul județean acolo sus, dacă știți, la intersecție. Numai că la OCPI, când ne-am dus cu planșele, ne-au restins. Mulțumim. Vreau să întreb dar ceva. Drumul ăsta care o să traversează șesul. Îl pasc animale, practic. Da. S-au prevăzut măsuri pentru animale care vor traversa de la stânga la dreapta. La... Cum facem cu asta? Ei se cerau de la... Trecere. Nu-l cunosc bine drumul. E adevărat. Nu-l cunoașteți dumneavoastră, noi îl știm. Da. Sunt planșe din... Păi avem pășune și pe stânga și pe dreapta. Corect. Și implicit, când o să facem acest drum, e foarte bun, e o scurtătură bună, însă vom crea un trafic acolo. Măsuri ca să nu fie accidente, da, animale. Are grijă fiecare de animale. Un mare avantaj. Ei n-aveau nici să treacă oile de la oi la vaci. Și spuneți cum, să aibă grijă acum să rămâneți ca acum așa. Până la urmă să fie un drum național. Asta este să le și marcăm corespunzător. Și probabil vor fi acele indicatoare pe zona Islazului cu atenție animale. Sunt zone unde... Eu mă gândeam să facem noi gardul, dacă e. Și ok. Da, nu cred că cu gata. E mare avantaj cu acest drum, pentru că nu se mai strică din Islaz. E foarte bun. Exact. Deci, practic, vom putea delimita foarte bine drumul față de Islaz. Că știți că dumneavoastră, la ultima vizită în teren, a spus că se pierde o grămadă din Islaz prin formarea acelor drumuri. Totodată, orice drum deschis circulației publice, va trebui să respecte decretul privind circulația în România, nu? OG43 privind regimul pe acum, de exemplu, la următoarea ședință am să fac eu un referat, mi-ați adus mingea la fileu. De exemplu, în Barat vreau să punem 2-3 cocoașe în zona școlii și în zona bisericii. Este indicator de 30 de kilometri la oră, dar se merge cu 80 la oră. Deci, pur și simplu, era să mă spulbere cu mașina de serviciu. Deci, indiferent ce le-am face... O să facă linii cu mașinile pe acolo, spun tot când le frumos. Și mai am punctat ceva. În sprijinul acestor drumuri, cred că Consiliul Local trebuie să aprobe și o hotărâre pentru cei cu tiraje agricole să nu să urce pe drumurile astea prin din noroi și din mizerie. Pentru că vor trebui curățate pe bani. Să sancționăm. Sau să-i... Pentru ședința viitoare o să inițiem. Adică fiecare cu tractorul când intră, înainte să urce pe asfalt și își curăță roțile. Cât adică nu poate să le curăță perfect, dar să nu le umple din mână, că le face degeaba. Domnule, cum vreau să stați cu ei? Altă problemă ar fi... Să vine școli, facem ședința. Nu, când aveam hotărâri de Consiliu, suntem acoperiți, putem pot să-și stați în acest lucru. O altă problemă ar fi ca drumul cel care merge prin Lanul Mare și ajunge la Sel Gros, dacă există acordul CFR-ului, că se trece pe sub calea ferată. Acolo ne oprim. Deci acolo ne oprim că este limita administrativă, până acolo. Bă, sub nu putem trece. Interes. Păi și atunci ce facem? Păi nu, dar nu pot să fac o investiție pe altă... Nu am putut să întoarce, era bun la chiar acum. Nu, dar îi forțăm pe cei de la Bacău să asfalteze porțiunea ei. Porțiunea cealaltă. Ca să se lege. Suntem mai... Acum, nu.
Le-am luat doar înainte, cum da, pasă cineva trebuie să ia acordul CFR. Ok, dar ce cum pasă va ții din. Da, o să ne urmă. Dacă nu mai sunt întrebări, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține, mulțumim. Și tot în sprijinul acestui proiect, acestei hotărâri, vă supunem la vot modificarea și completarea domeniului public al Comunei Mărgineni, după cum urmează. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 39 din 11 august 2016, când am aprobat anumite modificări la domeniul public, strada Scoicinei a fost cuprinsă în domeniul public cu o suprafață totală. În schimb, strada Scoicinei este formată din drumul sătesc 1031/1, drumul de exploatare 1031/1 și drumul sătesc 1031/2. Cu lungimi și lățimi distincte. Deoarece acum în interesul nostru este că acest drum de exploatare 1031/1, care are o lungime de 358 de metri și o lățime de 6,37 de metri și o suprafață de 2281 de metri, dorim a o asfalta prin acest proiect. Dorim la fel să modificăm această anexă la hotărârea din august 2016 și să defalcăm la fel strada Scoicine pe drumurile componentele ale ei, să nu mai fie ca suprafață totală. De asemenea, în monitorul oficial din anul 2001, care a preluat hotărârea Consiliului Local din 19 octombrie 1999, anumite drumuri de exploatare erau cuprinse cu lungimi lățimi, în schimb, acum s-au modificat, conform măsurătorilor care au fost efectuate pentru acest proiect. În satul Mărgineni, în Tarlaua Viasan, aveam o suprafață de 2500 de metri. Acum, suprafața este de 1225 de metri. S-a diminuat probabil din cauza, Ionuț, motivului minorii. Topografice. Ridicările topografice, da. În Tarlaua 6 aveam o suprafață de 350 de metri, acum avem o suprafață de 3374 de metri. Tot în Tarlaua Viasan aveam o suprafață de un drum de exploatare în Tarlaua Viasan de 4100 de metri și la măsurători a ieșit o suprafață de 3479 de metri. În Tarlaua Vicola aveam o suprafață, un drum de exploatare cu suprafață de 1800 de metri pătrați, acum suprafața este de 9548 de metri pătrați. În satul Mărgineni, Tarlaua Lanu Mare, o suprafață de 2000 de metri pătrați, are ieșit o suprafață de 4125 de metri pătrați. Tot în Tarlaua Lanu Mare, 1500 de metri pătrați, acum o suprafață de 1875 la măsurători. Tot în Tarlaua Lanu Mare, un drum de exploatare cu o suprafață de 5000 de metri pătrați, la măsurători acum găsiți 3300 de metri pătrați. Tot în Tarlaua Lanu Mare, o suprafață de 1300 de metri pătrați, la măsurători 7325 de metri pătrați. În Tarlaua Vascana, figuram cu un drum de o suprafață din lățirea drumurilor. Probabil când au fost cuprinse în domeniul public, nu au fost măsurate aceste drumuri. S-a trasat probabil cu cum erau pe hărți, cu linia și de acum la ridicările topografice suprafețele ies, pentru că nu s-a mers decât pe drumul preexistente, nu s-a mers pe în altă parte. În satul Luncane, Tarlaua Vascana, 600 de metri pătrați, figuram cu o suprafață de 600 de metri pătrați, acum la măsurător 2725 de metri pătrați. Așa sunt suprafețele care au ținut în evidență acum tot, nu? Da, da, care au ieșit la măsurători, la ridicările topografice. Da, da, sigur. Păi nu, că avem și identificările drumurilor de exploatare. Nu, 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 nu. În Tarlaua Câlbea figuram cu o suprafață de 3400 de metri pătrați, la măsurători acum 2770 de metri pătrați. În Tarlaua Hotar 2600 de metri pătrați, acum 2350. Și în Tarlaua Fântânele 2800 de metri pătrați, acum la măsurători 1865 de metri pătrați. De asemenea, dorim și introducerea în domeniul public a două drumuri de exploatare care în hotărârea din 1999 nu au fost cuprinse, respectiv drumul de exploatare 1143/1, care în cărțile cadastrale figurează ca drum de exploatare, situat în Tarlaua Lanu Mare, cu o suprafață de 2850 de metri pătrați, și drumul de exploatare 577, situat în Tarlaua Vascana, cu suprafața de 3175 de metri pătrați. Cam așa sunt întrebările. Întrebări, aș vrea eu să pun o întrebare. Domnul Pătrarul. Având în vedere cu măsurătorii
care au fost și care sunt diferențele care au fost și sunt. Sunt două motive. Unu, când s-a făcut prin măsurători, s-a făcut la ruletă, la lanță, la cum era atunci. Acum e altă formă care îți dă cu exactitate. În altă parte de idei, după cât e informat așa, mai sunt persoane care nu prea să ajunge la limita care îi trebuie, adică a lipsii din teren. Să nu fie cumva niște, da, cum să zic eu, greșeli, nu altceva, n-aș vrea. Măsurătorile s-a mers exact pe conturul drumului existent acum. Deci nu s-a intrat în... Dar la așa, drumurile au lungimi și lățimi normale, ca orice drum de acces. Adică lățimile variază între 5 metri și 7 metri, ca și pe drumurile de exploatare, când sate nu avem... Adică nu să mă refer aici, de exemplu, luăm drumul Scocina, în spate, spatele CPL-ului. Da. Cândva a fost un drum de o căruță, ca să... Da. Fim clar. Eu că, acum eu... e un drum mai nu știu ce. Da. De asta am zis, că posibil să fie diferență. Da, dar vedeți că nici nu putem, construindu-se atât de multe case, mai ales aici, nu putea să rămână o potecuță. S-a trebuit să se... Probabil, s-a mai diminuat din suprafața oamenilor, dar știu că nu avem foarte multe probleme acolo. Da, domnul, eu consider că totuși sunt probleme. S-a trecut acest drum în domeniul public, între... în spatele CPL-ului, între gar și actualele proprietăți, fără acordul cetățenilor. Posibil vreodată să se ridice problema și acestui drum, că cei care au luat proprietățile au fost între gardul CPL-ului și drumul la de exploatare agricolă. Dar care din drumul, domnul Cândean? Ce exact aici, care merge pe lângă obor și iese. Și ăsta nu a fost prins în domeniul public? Nu era prins. În 99? În 99 nu era prins, că sunt titluri de proprietate. Până în gard. Până în gardul. Deci vecin gardul, nu drumul. Eu nu scobor tu puțin și te uiți să vezi dacă există drum pe lângă gardul CPL-ului? Și cred că în condițiile astea, pentru a fi legală această hotărâre, trebuie luat și acordul cetățenilor din zona respectivă. Dar noi nu introducem acum această... Nu, a fost introdus. Când? Cred că anul trecut sau acum 2 ani. Și nu există acordul cetățenilor. Ce siguranță. Ce denumire are strada? La Lele? Pe unde stă? Chiar în spatele CPL-ului, în continuare. Da, verificăm, să vedem, sigur. Sigur, dar asta era, deci a fost din hotărârea precedentă, nu precedentă, una asta. Da. Deci noi nu-i cuprins în asta, aici nu facem decât să modificăm. Ceva modernizări la drumul ăsta, da, să facem. Eu aș mai spune altceva, având în vedere când s-au retrocedat pământurile, nu? Mi s-a luat 10%. Sunt mulți cetățeni din comuna Mărgeni. 5. Da. Când îi dăm înapoi pământul, care l-au în față, ce altceva pot să faci? Doar nu să mă duc eu 2 metri în fața la unul sau să-l băgăm la vânzare, nu? Și a fiecare înapoi pământul, în fața, acolo unde e. Acum Mărginelii cu minus 450 de hectare. Păi dar unde până acum... S-a dat citire acolo că este plus, ăla de idee se revede. Eu nu cred totuși că a fost vreodată plus. Măsurătorile pentru drumuri nu s-au făcut la acel moment, doar pe intravilance s-au făcut mai... Nu știu, cine era? Da. 99, nu, nu poate fi intravilan, extravilan. Nu, când era? Nu, erați din 2000. Nu, doar nu se ducă cineva să iau și ce Dumnezeu vrea să facă. Lucru, pământul ăla. Nu știu cine era atunci în 99. Trebuie respectat și lățimea drumului, nu? Categoric, dacă nu avem condițiile necesare construirii. Pentru că atunci vine în situația în care suntem și pe varianta Himești sau în diferite locuri. Nu putem să facem trotuar pentru că foarte mult și-a făcut gardul până în stradă. Da. Omul și-a făcut gardul unde a fost, unde i s-a repartizat pământul. Deci când mi s-a măsurat 9 metri de la centru, așa eu mi-am făcut gardul acolo. Așa a fost atunci. Păi, și mi s-a dat, nu? Că nu a fost un... Și acum eu ce să fac? Ai ce să faci? Păi și dacă s-a întâmplat așa atunci, acum trebuie să facem aceleași greșeli. Adică trebuie să verificăm drumul înainte. Da, da, asta e extravilare. Dacă drumul e mai larg decât e sau e plus, îi dai omul, îi faci drumul cât e și gata. Îl asfaltiază, îl... Auzi, Lenea, când ne-a întrebat când vrei să faci trotuare. Trotuare? Tot. Mandat următor. Mandat următor. Mare cineva o întrebare?
așteptăm răspunsul de la Ionuț. Nu, dar orice decizii care nu trebuie să o luăm corect, pentru că vor avea consecințe în viitor. Și ajungem iar în situația care... Dacă se face un drum... Stai ce spun? Trebuie respectat lățimea drumului. Se dăm înapoi la fiecare câte jumătate de metru când s-a greșit, îl lăsăm așa cât e de lat și îl trecem în proprietate comună și gata. Care e problema? Că după aceea mulți pământ când vă vrea să lărgim drumul, să cumpere atâția metri de la fiecare. Și minusurile astea de la drumuri apar pentru că fiecare jumătate de metru la vecin. Nu mai la unul de porumb, dar așa s-a făcut practic. Eu am 60 cm lipsă. Și dacă s-o pierdut de undeva, nu s-o pierdut neapărat din drum. S-o pierdut că intra vecinul de alături. Dacă vecinul de alături intra jumătate de metru, noi de ce să-i dăm din drum? Nu? Da, într-adevăr, dacă a verificat Ionuț, în 2012 a fost introdus în domeniul public drumul ăla cu suprafețele care sunt. Acum... Cilățimii cu ăla? Foarte bine. Vă aduc imediat. Cilățimii? Imediat vă aduc și vă spun. Da, 7 metri. Oricum cred eu că fiecare dacă are un drum în față. Trebuie să fie mândru că se face mai larg, să poată parca o mașină, nu, se poate... Nu prea să mândre. Hai să intrăm pe la poșta vechi, n-ai văzut că nu un cap unul pe lângă. Dar nu ca pe ce Dumnezeu fac, ca gombi. Și nu bine să fie mai larg un pic ăsta. Păi e ce... Deci dacă el nu se gândește și-o făcut garurile Udovin, nu s-o gândit poate să-și cumpere și el mașină, unde o parchează, cum intră cu el, nici nu poate să ce spun? Să respectăm lățimea drumului. Nici nu intră în curte cu mașina, unde de acolo, dacă și cum. Dar tot și aveau biciclete, domnule, când și-o luat, aveau biciclete când și-o luat pământul acolo. Și cu bicicleta și cu trotinete, dar intrau, nu știu ce trebuie. Ce să mai vorbim să treci cu mașina mare? Le deau cu căriciorul. Domnul, în adevărul este când s-a dat autorizație pentru construcție și pe ăsta, n-a fost o reglementare, o e de la A la Z și toată lumea întreabă și care e reglementare, fiecare, asta e ce sistematizat de atunci. Acum mai ce să fac, ce să fac, poșta este. Acum ar spune omul să-ți mute doar, nu primat. Dar nu te vreau. Băi, ce dă tu pe lumea? Ce să dă, tu ai mutat? Da, să ia un pic s-a adus. Aici e strada Iasomie, acolo, și la noi figurează drumul de exploatare 1164. Verificăm acum, aducem și monitorul oficial să ne uităm. Și are o lungime de 1440 de metri și o lățime de 6,86 metri. Aducem monitorul oficial din 99. De exemplu, eu am cumpărat acolo un hectar de teren din drumul de exploatare până gardul CPL-ului. Pe o lățime de 45 de metri. 45 ori 7 sunt 2000 de metri. Fără acolo. E închirie la care trece ori mașină. Haideți să ne uitați, vedem în 99. Nu știu eu l-am cumpărat în 99, iar pe titlul de proprietate nu apărea decât gardul de gardul CPL-ului. Da, nu știu ce să vă spun. Ce... Și măcar când ești la urmă și aveți un alt drum de acces în partea de... Pentru că noi am dat denumiri de străzi și o stradă e formată din mai multe drumuri acum la noi. De asta trebuie să confruntăm și cu monitor oficial. Lasă drum dacă l-am făcut. Trebuie să vă bucurați, domnul Cândec, la parcela respectivă. Nu e drum. Aveți două druburi. Dar cine mă recompensează cu 2000 de metri? Că nu numai eu sunt în dacă o întrebare așa, ca o întrebare stupidă așa. Îmi permiteți? Ieșiți în avantaj. Dacă o întrebare stupidă așa, îmi permiteți? Dar terenul de sub, de la Dedeman. Dacă n-au fost de acum. De unde e terenul ăla? De la noi. Păi da, dar noi nu putem să revendicăm terenul pentru că e superat administrativ sau municipiul privator. De asta noi suntem în deficit cu... Pentru că bunicii mei au avut teren exact cum se intră. În boarda principală, ești mândru că ai de mă numă grăb. Bucuros, mândresc. Păi a trebuit să te angajeze direct. Și direct. Pazic să-mi păzesc pământul, bunic. Da. Deci... Un pic de el înainte, înapoi de jocul și... Da, un pic lângă el. Da, haideți, că până în aproape am clarificat situația. Există pe hărțile cadastrale, se pare, acest drum de exploatare 1164. Într-adevăr, nu a fost prins nici în 1999. Deci, adevărul e...
Undeva la mijloc. Deci pe hartă figurează, în monitorul oficial nu figurează. Undeva în aia. Da, pentru că aceste numere cadastrale de la drumurile pe care noi le-am dat denumiri sunt luate de pe hărțile cadastrale, hărți cadastrale care sunt dinainte de 1989. Deci drumurile acestea erau figurate. E adevărat, poate că vorba dumneavoastră atunci era o potecuță. Acum, na, nu știu ce să vă spun. Da. Eu cred că... La început nu era nicio potecuță. Da. Eu cred că toți oamenii care și-au construit acolo Au nevoie de drum și au bucuroși de tot aceea. Cu ocazia asta, domnul Cândea are mai mult avantaj. Că el a vindit. Are pierderii 2000 de imersi de dacă la mine în față, mâine s-ar hotărâ să facem trotuare și asta, eu mă retrag un metru fără să-ți ia de mic. Un metru, doi, nu contează. Da. Suntem de acord ceva pentru bine? Punem la vot. Sunteți de acord? Da. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Nimic. Mulțumim. Continuăm. Punem pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre privind închirierea suprafeței de 980 de metri pătrați situate în traziranul satului Mărgineni, partea domeniului privat al comunei Mărgineni, acel teren care se află în continuare a târgului comunal. Am dat citire în ședința anterioară cererii domnului Popa Ion, administrator al SG Agricompres, prin care ne solicită închirierea acestei suprafețe în vederea construirii unei parcări pentru depozitarea utilajelor agricole. Știți că dumnealui are foarte multe utilaje agricole care, din nefericire, stau mai mult parcate pe domeniul public, neavând un loc unde să... Dumneavoastră stabiliți durata închirierii. În urma raportului de evaluare, chiria anuală este de 1895 de lei, ca teren, cei care vor, terenul va fi scos la licitație, adică nu numai domnul Popa, dumnealui este inițiatorul acestui demers, terenul va fi scos la licitație publică, cu ofertă în plic sigilat, și cine va da, deci noi putem porni chiria minimă. Spune că e pentru parcări. Păi pentru parcări, dar cine vrea, poate nu numai dumnealui vrea să facă o parcare, să-și pună acolo o parcare, poate vor să-și facă și alții. Deci, oricum, se va face publicitate, obligatoriu suntem obligați să publicăm anunțul și în... Deci, suma minimă, da, suma minimă, chiria anuală minimă, prețul de la care se pornește licitația este de 1895 de lei. Durata închirierii o stabiliți dumneavoastră. Eu n-am liberă. Dar nu se poate face investiții într-un an. Cât de mandat? Adică, 4 ani. De obicei, de ultimele hotărâri, așa l-am adoptat cu 4 ani. Cât de mandatul dumneavoastră, urmă pe ceilalți care să... Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă spun. Vă amintiți când au cerut săracii aia să facă și eu o bucată de casă? N-am avut teren. Nu cred că firma asta, care e un om privat, eu cu bunul simț care l-am în mine, fiind privat, nu m-aș agăța de terenurile publice. Mă duc, am atâtea hectare luate în arendă, mă duc și îmi închid 500 de metri pătrați acolo după aia și îmi văd de privatizarea mea. Nu intru pe teren public, nici n-aș avea tupeu să votați care vreți. Nu dau nici închirii, îl țău acolo, acolo să stea. Îi găsim altă utilitate oricând. E o mânărie asta să-l dăm acum și după aceea știm ce se întâmplă și ajungem în buzunar omului. Nu. Nu se dă pământul ăla. Pentru mine asta e logic. Și nu aveți decât să votați. Când o fost să ceară un amărât, o bucată de pământ, să-și facă un colț de casă, n-am avut teren. Acum aveam să-i dăm la un privatizat. Eu când m-am privatizat în Italia în 2005, mi-am cumpărat garaj, am luat închirii de la privatizat. Am vis-a-vis de ală 3.000 de metri pătrați. Îi dau 1.000 de metri pătrați pe același preț. Până când vrea domnul Popa să-l elibereze. Nu-l întreb niciodată. Îl țin acolo cum se zice pe roade. Nu-l întreb. Îl dau și gratis. Nu. Știm unde va merge pământul ăsta, va merge și va fi luat în posesie. Nu trebuie să terminăm cu treburile astea. Punem la vot. Nu aveți decât să-l votați dumneavoastră să-i dați. Eu nu votez. Sunt în contra. Punem la vot. Cine este pentru? Pentru ce? Pentru închiriere. Pentru închiriere și suma. Nu suma. Suma minimă. După aia se va licita. Deci suma care a fost citită. Deci cine este pentru? Încă o dată, vă rog. Deci, două persoane. Împotrivă? Împotrivă? Împotrivă, domnul Potrivă. Domnul Potrivă, împotrivă. Sigur să nu potrivă. Și restul abține. Abține. Împotrivă, da?
Domnul Petre, am potrivit? Susține ideea lui domnul Fodor. Bun, deci domnul Fodor, domnul Curilu, domnul Cândea, domnul Petre, am potrivă. Încă o dată împotrivă cine e? Împotrivă, încă o dată. Încă o dată. Mâine sus. Cu... sus să numere voturile. Păi, 5. Nu aveți semnătate. Da. Așa, bun. Restul abține, da? Restul nu abține. Da. Atât. Atât. Da. Da. Ședința la sfârșit. Vă mulțumim frumos. Participare și... Nu, de la un moment dat, 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 de la un mo